Bună ziua, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag, mă numesc Zidana Ozacovna. Bun venit pe canalul meu de YouTube în bucătărie la Zidana Ozacovna. Dragii mei prieteni, deja voi mă cunoașteți și eu de când în când vă mai arăt câte o rețetă de casă, dar astăzi am făcut pate. Foarte, foarte gustos. Voi nu vă închipuiți și gustoșenii, deci eu astăzi am făcut. Eu mai am astfel de rețete pe canalul meu de YouTube, dar credeți-mă că acest pate este nedescris. L-am făcut cu untișor. Dar nici nu se compară cu nimic. Eu întotdeauna fac, dar știți, și fiindcă eu nu iubesc, deci să fac sau să cumpăr, da, mai multe chimicale, dar eu mă stăr întotdeauna să-mi fac eu cu mânuța mea. Vreau să vă arăt cum el arată. Ia uitați-vă. Așa, eu ne le-am pus în borcani așa micuți, voi puteți le puneți în care borcane doriți. L-am copt la cuptor, dar întâi și la fiert, dar miroase foarte, foarte frumos. Dar așa pate, dragii mei prieteni, se păstrează chiar și 5 ani de zile. Ia uitați-vă și bunătate, ia uitați-vă, ia uitați-vă, cu un tișor, gustos, încă este călduț, el când a să fie răcit, cu siguranță el a să mai răcească, a să mai întărească, da? Dar este formidabil. Foarte important că el este molcăluț. Ia uitați-vă, da? Dar dacă avem o zi de naștere, dacă avem o sărbătoare, dacă avem orice praznic care nu avem, ia uitați-vă și am eu aici. Chiar și cu un crochet, chiar și cu pânică cu unt, chiar și cu bucată din slăninuță afumată sau poți chiar să faci un aperitiv care tu dorești. Eu am și patiu din pește pe canalul meu de YouTube. Eu am chiar și patiu de ciperci. Dar asta că este amestecat cu ficat, eu am ficat de găină astăzi, da? Și cu piept de pui, deci este formidabil, chiar formidabil. Credeți-mă că cine vine la mine în ospeție, cine intră pragul căsii mele, cu siguranță gustă astfel de bunătate. Ia uitați-vă. Eu niciodată nu cumpăr pateuri, încă este fierbinte, fierbinte, fierbinșor. Dar dacă se răcește, deci este formidabil de gustos. Eu vă invit să vizionați toată rețeta cu mine, pas cu pas, să vedeți cât de ușor se face, numai că trebuie să avem răbdărică, da? Așa. Deci, dragii mei prieteni, eu am aici toată rețeta. Eu am aici 2 kg de ficat. Eu astăzi am ficat de găină. Așa. Și 1 kg de piept de pui. Numai decât piept de pui, ca pe-l faci numai de ficat, el îți primește amărui. Sare, piper negru, 1 kg de praj. Deși praj, fiindcă el este mai suculent. Deja totul pas cu pas, eu am să vă spun. O cratiță mare, tai tot ficatul deja spălat. Ia uitați-vă, la mine este spălat și curat. Așa, tai pieptul și îl pun la copt. Deci, dragii mei prieteni, eu am aici toată rețeta. Eu am aici 2 kg de ficat. Eu astăzi am ficat de găină. Așa. Și 1 kg de piept de pui. Numai decât piept de pui, ca pe-l faci numai de ficat, îl primești amărui. Sare, piper negru, 1 kg de praj. Deși praj, fiindcă el este mai suculent. Deja totul pas cu pas, eu am să vă spun. O cratiță mare, tai tot ficatul deja spălat. Ia uitați cum este spălat și curat. Așa. Tai pieptul și îl pun la copt. Am tăiat pieptul, am curățit toate osoale care îmi trebuie și clar că tăiem și mărunt și ficatul. Mărunțel, ce este nevoie dacă avem vreo pelicul, vreo pelicul o scoatem, eu nu unul întreb, tot mărunt, mărunt. Îl tai în felul următor ca scoacă mai repede. Așa, dragii mei prieteni, ia uitați-vă, da? Așa, ficatul meu, deci, scoaci cu pieptul. Foarte bine, eu ne-am pus din loc cu apă, da? Și aici am prajul, 1 kg de praj. Știți care este prajul, da? Fiertele. Eu am să-l prăjesc. Să-l prăjesc, dar în grăsime de porc. Numai decât, fiindcă la noi ficatul nu are grăsime, pieptul nu are grăsime,
când în caz deja faci de carne de porc, e altceva. Dar deci, la mine nu are grăsime. Până grăsime, aș prăjesc, deci praj. 200 de grame de untură de porc. Deci eu trebuiască să-i coc undeva o oră jumătate, până când este totul copt. Eu copt întotdeauna după capac, sub capac, da? Așa. Așteptăm să prăjească foarte bine totul. Așa, dragii mei prieteni, după 15-20 de minute, eu adaug 3 cepi. Așa, la ficatul meu și la piept, adaug 3 cepi și 2 morcovi. Curățăi, punișori, așa, ca să năduș aici tot cu cărniță, cu tot. Și totodată adaug, deci, sare. Așa, sarea eu la mine mi-a rămas de la slănină marinată și este cu paprika și eu o să adaug puțină sare, numai nu mult ca să fie sărat. Mai am aici și un coceap și o morcov imediat. O tai și o pun pe el. Aici am prajul, că el foarte bine se coace. Așa și revin cu etapa următoare. Dragii mei prieteni, și toată cărnița mea și ficatul este gata. Ia uitați-vă. Deci eu fărâm așa, deci e sfărâmă. Ia, vedeți? Sfărâmă totul. Și eu adaug, deci prajul meu, pas cu pas, deci aici tot. Așa. Și sfărâm totul într-un blender. Cu un blender. Tot. Așa, ia. Eu am aici un blender foarte bun, care eu am să-mi pun tot ficat așa și îl fărâm. Amestec binișor și încet în două părți, deci îmi fărâm aici în blenderul ăsta. Eu am un blender foarte bun. Uitați și bine s-a format, da? Și o pun iară din nou în cratița mea. Toată. Așa procedez cu tot pateul meu. Tot pas cu pas. Dragii mei prieteni, după și am format tot ficatul meu sau tot pateul meu cu carne, arată foarte bine, foarte, da? Ia uitați, format bine. Și eu am să-l pun, deci, la borcăniele. Da, totul așa, numai nu foarte, foarte plin. Așa undeva să fie, fiindcă el o să-l sterilizez și el puțin mai crește, să mai umflă, da? Așa, ia uitați și bunătate. Acum să ne umplu borcăniele mele. Dragii mei prieteni, deci eu ne-am umplut în borcăniele mele. Ia uitați-vă, da? Am de două tipuri de borcane. Așa, în fiecare borcanel adaug câte un cățel de usturoi, așa, câte o frunză de dafină, ia uitați-vă, da? Așa, și câte două linguri de unt topit, numai decât, fiindcă eu le bag la cuptor și untul pe dânsele, deci să le păstreze foarte mult. Două linguri este suficient la fecare. Fiindcă ieși untul, o să primească ca un unturic, da? Și o să le păstrieți chiar așa ani de zile. Așa. Numai decât. Miroase foarte bine. Și închid capacul în felul următor foarte bine. Foarte bine. Foarte bine. Și le dau la cuptor să le sterilizeți pentru 30 de minute. Nu mai mult, că ele copt foarte bine. Numai să le sterilizeți puțin. Și după 30 de minute deja este gata. Îl răcesc foarte bine și deci paștetul meu este gata. Așa. Ia uitați ce frumos arată.